Salut! Azi o să facem ceva un pic mai diferit, o să trecem prin programul de loialitate de la IQS și o să vedem beneficiile unui membru al acestei platforme, produs, sau cum vreți voi să-i spuneți. Deci, primul lucru, automat trebuie să devenim un membru, automat trebuie să ai un cont, să te registrezi, colectezi niște puncte și deblochezi anumite beneficii. Ca să faci asta, după ce faci asta, pardon, o să ai anumite beneficii. De exemplu, în momentul dacă tu îți cumperi de la ei un produs, cum am făcut eu, vezi unboxing-ul de mai jos, o să las în descriere chestia asta, dacă vrei să vezi cum arată IQS Luma Prime. Așa. O să ai destul încât să-ți dea Silver Member. La Silver Member, ce se întâmplă? Tu nu mai plătești, cum e în cazul Elveției, 80 de franci. O să plătești 72, pentru că ai atins un prag de argint, silver member, iar ți se deblochează IQS Automatic Delivery. Asta înseamnă că poți să-ți faci niște comenzi recurente care se plaseze automat. Ai exchange voucher și anume dacă ți apare un, să zicem, ți apare un produs nou sau nu ești mulțumit de ăsta și vrei să cumperi altul, ai 20% reducere. Promoții special doar pentru membrii, IQS Care Plus, practic, ai suport în Elveția și oriunde în Europa, cred. Scrie and abroad here, mă gândesc că se referă doar la Europa. Dacă mă opri prin state sau Honolulu, nu cred că te ajută mare chestie. Așa, și referă în earn, adică să recomanzi prieteni și să beneficiezi tu pe urma lor, îți dă niște puncte în plus și poți să ajungi la nivelul următor, peste care o să trecem împreună. Deci, Allo Gold and Platinum Benefits, aici o să vedem mai jos. Și aici, mai exact. Deci, după cum vedeți, pentru Silver, deja am trecut prin ele, ai 72 de franci pentru un cartuș de țigări, 20% voucher dacă vrei să-ți cumperi un alt produs, un alt aparat. Așa, dacă ești gold, ai 64 de franci din care tu o să plătești pentru un cartuș de țigări. Ai automatic delivery, la fel valabil ca și la silver, 25% voucher reducere. Nu ai free exchange, adică nu poți să schimbi produsul. Permanent offers on IQS accessories. Deci dacă ajungem la Gold, o să am 10% reducere la orice accesoriu. Access to limited editions, adică poți cumpăra niște ediții limitate ale produselor, cum e și în momentul de față. Dacă vreți, o să vă arăt un alt video, lăsați un coment, dați și un subscribe și îmi spuneți mai jos dacă vreți să vedeți și ediția limitată. Poate îl și cumpărăm dacă avem destule view-uri și subscriberi. Așa, și putem să intrăm în mai multe detalii să le vedem. Access to pre-sales, deci ai oportunitatea, să zicem, să cumperi niște produse care nu sunt valabile pentru orice user și tu le ai cu... Tu ești în față, cum ar veni la queue. Ok. Access to pre-sales, am zis. Ok, invitation to exclusive events, adică o să fii invitat la niște eventuri exclusive, la niște petreceri exclusive de la IQS. Ceea ce mi se pare foarte mișto și aș vrea să ajung gold să vedem exact cum sunt eventurile, poate face și o filmare legată de asta. Și nici nu mai avem, mai avem 1000 și ceva de puncte care am făcut un calcul, cred că câteva luni ajungem la el. Free samples of new tobacco stick variants. Îți dă niște când apar variante noi de TRA în cazul nostru, primești niște mostre, să zicem, pe care poți să le testezi. Priority Customer Service nu. E, în partea asta o să le ai pe toate, doar că un cartuș de țigări o să fie 56 de la 80, ceea ce diferență imensă. Așa, imensă, 30 de franci, dar sunt, gândește-ți, un cartuș pe lună, poate chiar mai mult, economisești 30 de franci pe lună, într-un an de zile ai 300. Deci, mă rog, mai mult sau mai puțin, zic aproximativ, nu stau să fac calcule exacte, dar da, economisești destul de mult. Ai 30% voucher, ceea ce e foarte mișto, și chestia super tare, care mi se pare gen
pălăria jos pentru firmă că a făcut așa ceva. Odată la 2 ani tu poți să schimbi produsul și e gratuit. Deci tu free IQS Exchange poți să îți iei un produs, dacă nu mă înșel, un alt device gratuit odată la 2 ani. Îl dai pe ăsta vechi, îți dai altul nou. Așa, permanent offer un IQS accessories, minus 20%, care la fel e foarte mult. Access to limited editions, exclusive editions, adică să zicem fac 10 chestii care o să fie unice, tu o să primești unul. Mă rog, probabil că se fac sute și primești unul sau mii, în fine, nu știu sincer, dar probabil că o să ajunge și aici, vedem. Priority access, deci tu ai acces la, ai acces cu prioritate la pre-sales. Private events, o să poți să te duci la evenimentele private ale IQS-ului și celelalte două deja am discutat la Gold. Doar că o chestie extra pentru Platinum este Priority Customer Service, deci practic când ajungi Platinum o să ai prioritate la când o să ai probleme, dacă suni o să fii primul pe listă. Ok. Și hai să vedem și mai jos. Aici îți arată cum să colectezi puncte. Deci tu ai mai multe opțiuni de a colecta puncte. Poți odată prin să citești un articol de la ei, să learn and earn attributes. Trebuie să știi niște beneficii, trebuie să testezi, să vezi că te testează, îți dă un test și dacă îl faci bine, un quiz, îți dă 20 de puncte, rate and review, îți dă 10, că dacă dai un review, registrare device, să te loghezi cu device-ul tău, îți dă 30, dacă dai referral, 500 și îți dă 650 dacă codul tău de referral se folosește în magazin direct. Purchase an IQS free, deci poți să-ți cumperi și un IQS 3. Nu știu de ce ai face asta, dar na. Dacă vrei să vedeți și un IQS 3, putem face. Sau în cazul României unde n-ai apărut, sigur, IQS 3 e cea mai bună decizie. IQS Automatic Delivery, dacă îl activezi, îți dă 50 de puncte în fiecare lună, 15 puncte dacă... 15 puncte îți dă pe lună și 50 de puncte dacă te înregistrezi pentru automatic delivery. Iar ultimul ar fi ultimele două 25 de puncte pentru fiecare tobacco stick bundle. Tobacco stick bundle îți dă, dacă nu mă înșel, un cartuș cu 5 pachete țigări diferite. Iar dacă cumperi accesorii, îți dă 50. Ok, cam asta a fost. Dacă vă place conținutul de genul, lăsați un coment, dați și un subscribe și revenim cu mai multe. Puteți să veniți și cu niște idei de reviews dacă vreți să vedeți ceva specific pe IQS. Sunt și alte modele, îmi spuneți și le putem face un review. Și da, ce să zic. Mersi mult de susținere și vă aștept la video următorul la mine pe canal. Ciao, ciao!